Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să vă arăt cum se instalează o aplicație cu ajutorul căreia putem să ne înregistrăm desktop-ul pe Ubuntu 13.04. Dacă în Windows v-am arătat cum să vă înregistrați desktop-ul cu ajutorul programului Camtasia, în Ubuntu 13.04 am să vă arăt cum să faceți acest lucru pentru cu ajutorul programului Simpler Screen Recorder. Pentru început vom adăuga calea de unde să își descarce fișierul. După care vom executa comanda apt-get update pentru a-și face update la această cale pe care am adăugat-o. OK. Și acum vom instala Simpler Screen Recorder, da? apt-get install Simpler Screen Recorder. N-am mai pus comanda sudo înainte pentru că sunt deja cu drepturi de administrator. Voi dacă rulați, să zic așa, direct ca utilizator, atunci puneți în fața comenzii apt-get, puneți și sudo apt-get, după care va trebui să tastați parola pentru a lua drepturile de administrator. Da, și acum pentru cei care au, să zic așa, au Linux-ul pe 32 de biți, trebuie să mai execute această ultimă comandă, să instaleze o librărie pentru sistemele de 32 de biți. Am să postez oricum toate comenzile pe care le-am executat ca să puteți să vă instalați toate programele de care aveți nevoie pentru a porni simplă Screen Recorder. Așteptăm acum să descarce de pe server toate librăriile de care are nevoie. OK, acum se instalează. S-a terminat, acum mergem la Dash Home și scriem aici simplă. Da, de la Simpler Screen Recorder. Am deschis, așteptăm să se deschidă, merge puțin mai greu. OK, și vedeți aici avem record să înregistrăm întreg ecranul sau putem să alegem doar o parte din ecran, frame rate-ul, scale video, record cursor, record microphone, da? Eu îi dau click pe continue. Să salveze în format MP4. Am să-l pun direct pe desktop și voi denumi test. OK, bitrate-ul rămâne la 128, CPU 5 fastest. Aici am să las toate setările așa pentru că încă nu am testat exact cum funcționează. Aici avem câteva scurtături, să zic așa, și dau Start Recording.
dar am întâmpinat o eroare, probabil tocmai pentru că nu am instalat niciun driver pe această virtualizare și este așa chel, să zic așa. Însă pentru cei care rulează pe Ubuntu 13.04 direct ca sistem de operare principal, va funcționa fără nicio problemă pentru că am testat pe un calculator cu un live CD, să zic așa. Atât despre cum ne filmăm desktop-ul în Ubuntu 13.04, ne auzim în tutoriale video viitoare. La revedere!